mare, mare atenție, ușor de sărit. A fost odată o frunză micuță care ofta și plângea, așa cum fac deseori frunzele când un vânt ușor le mișcă. Creanguța i-a spus ramurii pe care a crescut, iar ramura i-a spus-o copacului. Și când copacul a auzit despre asta, a foșnit cu blândețe și a șoptit tuturor frunzele: nu vă fie frică, țineți-vă bine și nu veți cădea până nu veți dori voi asta. Haideți să descifrăm prima expresie, o citește Iulian. Bună ziua! Bună ziua! Dar în ce parte a zilei suntem acum? Lucas? Dimineața. Și cum spune? Bună dimineața! Bună dimineața! Mădălin, te rog, ne descoperi a doua propoziție din mesaj. E 20 septembrie. Așa, este 20 septembrie. Foarte bine! Ce fel de copac este acela? Este un copac vestejar, poate fi. Dar din ce anotimp a venit acest copacel? Cum credeți? Ne uităm la el. Ce culoare are? Verde. Copacul este verde când? Vara. Acum suntem în anotimpul vara, Bogdan? Dar în ce anotimp suntem? Și cum sunt frunzele toamnei? Galbene, roșii, verzi, aurii. Avea o sarcină științifică, artiștii veți crea ceva frumos, lingviștii veți arta competențele voastre lingviste la cel mai înalt nivel și matematicienii o sarcină din această meserie nobilă a început încă din copilărie, datorită primei învățătoare care, prin firea ei blândă, iubitoare și cu o vocație deosebită, a reușit să mă motiveze să aleg această cale. Consider că a fi pedagog înseamnă a arde în permanență ca o torță pentru a aduce lumina înțelepciunii celor dornici de carte. Învățătorul știe să dăruiască o parte a inimii sale fără să aștepte ceva în schimb. Tocmai din acest motiv am ales această meserie, care îmi dă posibilitatea să aduc o schimbare în viața micilor școlari. Premiul Pedagogul Anului este mai mult decât un premiu. Este o experiență frumoasă, o scară a formării mele profesionale pe care am urcat-o cu succes. Acest concurs mi-a oferit posibilitatea să-mi cunosc punctele forte ale mele, punctele slabe, limitele, pe care mai apoi să le depășesc pentru a deveni o versiune mai bună a mea. Am trăit un amalgam de emoții, extrem de puternice, dar și diverse, de la nesiguranță până la bucurie. Zic nesiguranță pentru că în momentul când am aflat de acest premiu, aveam impresia că trăiesc un vis, că este ceva ireal. Apoi, peste câteva clipe, am conștientizat acest fapt și m-a cuprins o emoție puternică de bucurie și totodată de mândrie că am reușit să ajung aici. A fost un an cu momente grele sau mai puțin grele, dar pe toate le-am parcurs cu succes și mi-am îndeplinit un vis. Al doilea timp. Da. Foarte bine. Bravo! Al treilea anotimp, Mădălin. Toamna. De ce nu am inclus 4 anotimpuri? Mânuța sus, de ce nu am inclus 4 anotimpuri? Pentru că iarna, frunzele nu sunt. La al treilea cerculeț, să-l duci la anotimp. Așa. Corect, Sofia, iarna nu avem frunze. Doamna învățătoare mea, pe nume Izinski Valentina, este foarte bună și foarte frumoasă. Mie îmi place că facem matematică, educația plastică și limba română.
Profesoara noastră este foarte frumoasă și foarte bună, se comportă foarte frumos cu copiii. Eu nu ar schimba învățătoarea mea niciodată. Astăzi, trăind în epoca digitalizării, este mai greu să înrădăcinăm copiilor dragostea față de carte, de citit și scris. Atunci când îi descoperim copilului un întreg univers, atunci când el poate descoperi și începe să devină curios, automat devine și motivat să învețe tot mai mult. În fiecare zi, trebuie să-i susținem interesele. Acesta este unul din principiile programului Pas cu Pas, care oferă elevilor posibilitatea să aleagă singuri subiectele care vor să le studieze, tehnicile, să-și expună liber și creativ.